the pot like he blazing up. Gonna sit on a deck like he's saving up. And he real, he real, he might got a deal. He pop bottles and he got a right girl. He don't, he won't, he won't. Haideți la camera verde, vă rog, poftiți. Poftiți. La camera verde, vă rog. Am ajuns în studiourile TVR. Suntem de la ora 2 aici. Se face o repetiție șnur. Noi suntem numărul 18 în concurs. Probabil că vom intra după 12 noaptea. Așa că avem mai bine aproape 12 ore pe stat în acest sediu. Aici este oglinda în care noi repetăm înainte să intrăm pe scenă. Cum arată cabinele noastre? Nu mai merg cu asta la Torino, mi-a zis, duc singur. Iar, durul mi-a arătat când am fost la Torino, iar am fost la Torino. Când a fost în Israel cu Zamfir? Sau când a fost în America cu Loredana? Sau când am fost în Franța? Numai de astea. Nu știu, când am fost eu la Slatina, la Băcioi. Mai știi când am fost, mai știi când am fost la Focșa? Da. What's up, bro? I'm fucking ready. Ia uite, ai ieșit cu Regina la Takis. Să ne ascundem. Păi da, ce faci? Am luat pionul ăla. Nu convine. Nu știu cum să zic, că nu convine. Gata, mi-a venit o idee genială, mă încapă. Nu și-a golă. Facem o piesă indiană, indiană, dar curată. De asta, că el are de asta. Spune-mi o de aia aici. Și face așa. Și eu mi-au un bansuri din nou, flaută indian. Party! Fetele, nu beau espresso, dragul meu. Dar ce beau? Cappuccino. Spor la treabă, gata? Am început să lucrăm la păr. Momentan în cabină, dar ne vom muta în acele cabine profi de make-up de aici din TVR. Acum Georgiana lucrează la părul meu și Cosmina așteaptă să termine Georgiana și o să treacă și la schema o Cosmina. Ce zici, Cezar? Se mai duc un scaun. Iau de la celălalt Cezar? Cezar Cazanoi, Cezar Ovat. Peace. Oricum nu stă nimeni aici. Omul e la VIP. Ce le recomanzi oamenilor care vor să participe la Eurovision? Să nu. Am fost la proba de platou. Am dat odată șnurul, am intrat și eu. Acum mai sunt, mai erau doar doi concurenți după mine și probabil s-a terminat șnurul și toată lumea se pregătește pentru live. Toată lumea e prin cabinele de make-up și păr, dar eu sunt aici în cabina mea, că îmi place foarte tare. Împărțim și noi. Că să ne ajute poate cu scaunul. Ideea este așa, am început filmarea, este trecut de ora 21, de orele 21, am fost în camera verde, am stat cu concurenții, s-a terminat prima parte acum, este pauză și am venit puțin în cabină să ne refreshuim, să mai repetăm, nu-i așa băieții? Este o atmosferă super euforică, așa chiar... Revelionul, vine Revelionul. Ei simt că este Revelionul, nu, Cezar simte că e Revelionul. Eu simt că suntem într-un concurs de patinaj artistic. Și e bine până acum, pentru că este în camera verde, nu ratează niciun moment, inclusiv publicitatea este acolo. Camera verde care e de fapt neagră. Lumea cât a fi de mare, nu a pomenit sub soare. Mai cu dor și viață doar, din marea
să pună, ia-o scum răsună. Like you blazing up, gonna sit on the deck like you saving up. And he real, he real, he might got a deal. He pop bottles and he got a right girl. He don't, he won't, he might. Haideți la camera verde, vă rog, poftiți. Poftiți, la camera verde, vă rog. Nu-mi strică petrecerea. Hai puțin mai încolo, că ăsta are 7 secunde. Cum a fost? Bine, a fost bine, m-am simțit foarte bine. Încă am energia aia pe scenă. S-a încheiat această a doua semifinală a Eurovisionului. Eu nu sunt în finală, dar vreau să vă spun că a fost o experiență foarte, foarte mișto pentru mine. Am învățat foarte multe, am cunoscut oameni foarte frumoși. Am muncit foarte mult pentru tot ce ați văzut voi pe scenă. Au fost zile întregi de repetiții, s-a muncit foarte mult pentru această piesă. Eu am cântat ceea ce mi-a fost mie drag, ceea ce cred că reprezintă proiectul meu. Am scris această piesă gândindu-mă la dor, la doină, la tot ce ne reprezintă pe noi ca români și sper din suflet să fie ajuns la voi mesajul meu. Asta e cel mai important. E foarte important că am câștigat mai mulți oameni care mă urmăresc și îmi scriu mesaje și sunt bucuroși de muzica mea. Am ieșit din zona de confort. Pentru prima dată am și dansat, am și cântat. Sunt de aproape 12 ore aici, în televiziunea română. A fost un drum foarte lung și foarte greu de altfel să poți să reziști atâtea ore și să ai o performanță bună pe scenă. Am fost numărul 18 în concurs și sunt foarte mândră atât de mine cât și de întreaga echipă care a rezistat și m-au susținut până în ultimul moment. Este ora 1, cred, 1 și ceva, când vă povestesc acum despre toate aceste experiențe, iar eu sunt în picioare de la ora 8 și vă pup, abonați-vă la... Vă pup, abonați-vă la canalul meu, dați subscribe, urmăriți-mă pe Instagram, pe Facebook, pentru că sunt activă și urmează foarte, foarte multe colaborări, o să vedeți cu artiști pe care eu îi iubesc și multă muzică interesantă.